Îmi desfășor activitatea în satul Frătești și am început agricultura din pasiune. Lucrez 1600 de hectare și culturile principale sunt grâu, floarea soarelui, rapiță și porumb. Am început colaborarea cu Ipso Agricultură din 2012, când am achiziționat primul tractor 1335R, pe care îl am și acum. Și până în acest moment, cred că am 4 tractoare, 2 S-uri combine și de la Kun am un S-Pro, o semănătoare, o Maxima 2, un Optimer, un Axis. În 2017 am achiziționat prima semănătoare S-Pro și am semănat cu ea până acum 1500 de hectare. În medie semănăm zilnic 60 de hectare. Semănătoarea S-Pro seamănă într-o oră 6 hectare lejer cu 13 km la oră. Semănătoarea S-Pro este o semănătoare foarte bună, foarte fiabilă în orice condiție de sol, bolovan, seamăn. Am folosit semănătoarea S-Pro cu tractoare 8R. Înainte de S-Pro foloseam semănătoare mecanică. Nu există comparație între cele două. S-Pro e nesuperior. După ce am cumpărat S-Pro, am schimbat absolut tot ce înseamnă tehnologia veche, am trecut pe tehnologia nouă, adică nu mai arăm, doar scarificăm și semănăm. Semănătoarea S-Pro este o semănătoare de precizie, care are o precizie de 90% la rapiță și e cel mai important la rapiță să fie semănată cât mai corect, pentru ca să avem germinație de 100% a plantelor semănate. Întreținerea semănătorii S-Pro este foarte simplă. În fiecare zi, cred că are maxim 10 gresoare, nu durează mai mult de 10 minute să o întreținem. Echipa Ipso este o echipă excepțională din punctul meu de vedere. La orice oră i-am sunat, m-au ajutat. N-am decât cuvinte de laudă despre echipa Ipso.